S-au încheiat înscrierile la concursul pentru ocuparea posturilor de agenți de ordine publică, organizat pentru completarea deficitului de personal existent la nivelul Poliției Române. La Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj s-au înscris 343 de persoane pe cele 22 posturi scoase la concurs. Cea mai mare concurență este pentru ocuparea postului de agent de ordine publică în comuna Horoatu Crasnei, unde s-au înscris 33 de candidați. Dosarele de recrutare vor fi depuse în volum complet până la data de 15 aprilie, în zile lucrătoare, la structura de resurse umane a unității unde au avut loc înscrierile. După depunerea dosarelor de recrutare, Comisia de Recrutare va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea sau invalidarea acestora. Lista candidaților ale căror dosare au fost acceptate sau invalidate, urmând a fi postată pe pagina de internet a Poliției Române www.poliția-romana.ro, secțiunea Carieră. La concurs pot participa numai candidații ale căror dosare de recrutare sunt complete și corect întocmite. Relații suplimentare pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0260 661 285, interior 20119.